stau. E ce hai greu de face Battle 8 ani. Tu am și am învățat asta să fac cu cred că o lună. Engleză, știi? Ai învățat engleză? Da, fac engleză de clasa 1. Oh, ce tare, mă bucur, frate. Zici ceva în engleză. My name is Andrei. I have 8 years old. What? Salutare, robine și robine, te bine v-am găsit, fraților, la un nou clip de această dată. Oameni buni, din câte puteți vedea, o să folosim voice changer. O să ne dăm drept un copil de 9 ani. Am văzut pe Facebook un post. Bine, n-am filmat pentru că mi-au interzis adminii de acolo că au zis că nu vor să filme și am zis, băi, ok, bine, vă respect decizia. Am găsit, băieți, un copil de 8 ani care a pus un anunț că vrea să se joace duo cu cineva. 1 versus 1, pardon. Și m-am gândit să fiu eu acel om care se joacă cu el. Bine, eu sunt un voice changer, să se zic că am 9 ani, că poate e mai ok. Imediat o să te dau acest joc, dar înainte să vedeți, băieți, ce o să facem, nu uitați să apăsați acolo butonul și de like și de subscribe. Follow pe Instagram la 1robinet1. Join pe camera de Discord pe care o aveți întotdeauna în descriere. Și băieți, nu uitați să folosiți codul meu doar dacă vă place ceea ce fac. Ok, ăsta e numele lui. Îi dăm aici add. Oh, stai să activez voice changer-ul. O secundă, știu că pe unii vă enervează, dar nu ce să fac. Cam... Asta e vocea pe care o să o folosesc, băieți. Sper că s-o deși pe filmare. Și eu zic că e destul de credibilă. Eu o să zic că am 9 ani. Oare mi-a acceptat ceea? Stați așa că n-am văzut că îmi puneam voice changer-ul. Stați așa. Nu mi-a acceptat. Ba da. Eu o să zic că am 9 ani. El asta o să creadă. Țineți minte că el are 8 ani, ok? El are 8 ani, băieți. Și vreau să vă zic înainte că mie o să-mi pice netul de câteva ori. Așa că... Sper doar să nu fie de nașpa pe filmare. O să fac aturi. Alo? Alo? Salut. Salut, frate, ce faci? Bine. Uite, vreau să joc niște Fortnite. Oh, forță, frate. Păi la ora asta e 12 minute dimineața. Cred că mi-a picat netul. Ah, cred că mi-a picat netul, băieți. Mă auzi? Alo? Da. De ce nu ne bagă? Stai așa. Eu am niște probleme acum cu internetul, frate, și nu știu de ce nu ne bagă de ready acum. Am niște checking for update și o să ne bage. Bun, ea era rău, okay. Băieți, cu netul meu în perioada asta, dar n-am ce să-i fac. Are level 39 el. Bun, hai că ne bagă și pe noi în creative, în sfârșit. Bun, revenind din creative, băieți, pentru că dacă sunt pice netul și chestii de genul, n-am chef să stau să fac o grămadă de caturi și să vorbesc foarte mult degeaba. Bun, hai că ni s-a pus mapa, vină încoace. Perfect. Ok. Ți-am zis, eu să am niște probleme cu netul, frate, din când în când o să mai pice. Te rog frumos să ai grijă, ok? Ok, te înțeleg și eu. Uite, hai să ne jucăm cu de-asta, galben de-asta. Și cu pump. Asta de aici, l-ai luat? Da. Pump, ok. Da, am. Vino aici. Și tu, Andrei, te cheamă pe tine? Da. Să facem o regreșel gramaticală, eu nu facem. Andrei, câți ani ai? 8 ani. Știam asta de ce am mai întrebat. Mulți înainte, și în ce clasă ești? A doua sau a treia? A treia. Oh, a treia. Și cum e între clasa a treia? Ce ați învățat să faceți? Dacă mă concentram să vorbesc. Păi, și am învățat mulțirea până la 10. E interesant, adică pare ușor. E ușor? Eu nu știu să fac mulțire, sunt clasa 4, eu am 9 ani. Am uitat să mă prezint, eu sunt Robi. Încântat. Nu știu, tu cum ai învățat mulțirea? Mie mi se pare greu de făcut. Aolo, nu pot să vă rezic, băieți, să... Mi s-a părut de mic, ușor, de mic. De când am văzut-o. Mie îmi place matematica. Sunt bun la matematică. Oh, păi foarte tare așa, frate. Mă bucur. Ok, trebuie să-l bat, frate, că... Nu, mă bate, fii atent. O secundă, băieți, că m-am concentrat foarte mult pe vorbit și m-a bătut, că mi-a luat niște fericituri acolo, dar nu contează. Ne-a bătut, băieți, copilului de 8 ani. Nai, felicitări lui. Ne-a luat prima rundă. Bun, hai că vreau să-mi iau revanșa cu frate, că ai jucat bine și mi-a plăcut. GG. Ce mai fac cu copiii de clasa 4? Eu am învățat să...
Eu am învățat despre Decebal și despre Burebista. Tu știi cine au fost? Nu știu încă cine au fost. Păi la... Adică am învățat despre Decebal și Burebista. Cum? Băi, meți. Ok, o să... O să-l bat și după o să zic cine zic. Aba, nu. Hai că-l bat așa. Fiți atent, veți. Ok, am avut noroc aici că chiar am jucat prost. Decebal și Burebista... Mamă, stai că nu mai știu ce au făcut ei. Au fost ăștia, romanii și dacii. Stai, așa au fost? Nu, dacii cred. Nu mai știu care a fost. Stai. Doamne, băi, cultura mea generală e zero, băi. După asta o să mă uit pe Wikipedia pentru că mi-e rușine. Ok, n-am știut ce. Mă, au fost la dacii amândoi, nu? Da, au fost la dacii amândoi. Ok, gata. Dacii s-a făcut ăla. Andrei. Da. Ce ți-a adus moșul de Crăciun? Mi-a adus o tastatură nouă. Păi tu ce-și bine forne, frate, la 8 ani. Wow. Mersi, la fel. Chiar te descurci. Nu prea. Băi, da, gata, că chiar nu mă descurc, băiesc, că stau. E, ce hai greu, uite-i face băiatul la 8 ani. Doamne, și-au învățat asta să facă cu, cred că, o lună. Și... Doamne, maica domnului, ok, joacă bine. Vreți să mai facem băieți clipuri cu voi Singer? Vreau să scrieți acolo în secțiunea de comentarii dacă vreți să mai facem clipuri cu voi Singer. Eventual să ne mai dăm dreptate sau chestii de genul. Sau să ne mai dăm dreptate cu fete. Habar n-am, nu știu, vedem noi. Hai să iau aici gândă. Ok, m-a bătut. Foarte bine jucat. Oh, mulțumesc. Băi, băieți, nu-i toxic, nu-i toxic. Ok. Respect lui băieți, respect. Hai acolo cu un respect în secțiunea de comentarii cei care v-ați uitat până aici. Și, ok, de fapt nu o să zic ce v-am să zic pentru că o să trească să stau să ca un minutul ăsta l-a editat. Da, e ok. Hâț, ok. Robi, ce faci? Robine, te rog frumos, buildează și tu mai bine. Dar trebuie să vorbim cu el, băieți, trebuie să vorbim cu el, că ăsta-i tot farmecul. O să-mi activez open mic-ul, băieți. Și o să vorbesc cu... mi-a picat netul. Mi-a picat netul, nu vine să cred. Eu sunt pe șapte, băieții mei, mi-a picat netul. Ok, gata, m-auzi, îmi pica senetul, frate. Ok, nu e problemă. Ok, mă bucur. Te înțeleg. Așa, și la română, frate, tu ce ai făcut? Ai învățat să desparți în slave sau nu încă? Nu. Nu? Vrei să te învăț eu? Că eu știu să despart în slave. Bravo, chiar da. Engleză știi? Ai învățat engleză? Da, fac engleză de clasa întâi. Ce tare, mă bucur, frate. Zici ceva în engleză. My name is Andrei. I have 8 years old. Ok, te pricep, frate, te pricep. My name is Robbie. I am 9 years old. I mean, I have 9 years old. Nice to meet you. What? Nice to meet you. Oh, nice to meet me, yes. Thank you, nice to meet you too. What? Hey, Andrei. Yes. De cât timp te joci Fortnite? Cred că din sezonul 3, cred. Wow, cred. Sezonul 3! Eu atunci n-aveam calculator, să mă joc și eu. Nu te rog, nu dai dit. Mulțumesc. M-ai lăsat, frate. Apreciez că mă lasă să iau și oriunde și chestii, că îmi dai speranțe, frate. Păi mă baci. Andrei. Mi-a picat netul. Da. Ba nu mi-a picat netul, Andrei. Da, de ce-ți picat netul? Adică... Nu știu, că e frig afară. Ok. Și mi-i gheață cablă de net. Oh, hai mă Andrei, lasă-mă și pe mine, frate, te rog frumos să vin acolo. Păi eu nu te opresc, frate, chiar te aștept. Ba da, m-ai oprit, e 3-2 pentru tine, frate. Nu-i problem. Sau cât e? Nu-i e problem. 2-1 sau 3-2? 3-2. 3-2? Ok. Da. Următoarea rundă, 3-2. Oh, nu spune asta, te rog. Glumeam, frate, și eu cu tine.
Nu, nu mi-e high ground-ul din nou. Mi-e la high ground-ul Andrei, dar te-am bătut, frate. Yay! M-ai lăsat, m-ai lăsat, Andrei, îți mulțumesc. Ba da, m-ai lăsat, îți mulțumesc, frate. Sau nu m-ai lăsat? Poate. Oh, credeam că am fost și o bună rundă. Sau n-am fost? Hai să fii și tu, frate, așa bun, dacă ai să joci mai mult. Păi joc, frate, mult, că acum am și eu calculator. Am luat PlayStation prima oară. Mi-a zis mami că nu, să nu mă mai joc pe PlayStation. Și acum mă joc pe calculator. Holy shit. Vezi, știu engleză. Oh, God. Bravo, frate. Oh my God, no, don't. S-a dat hit, ai văzut? Oh, wow! E bravo! Câte, bravo, frate? 3-3? 4-3. 4-3, păi mă bați! Așa, oh, cred. Da, e 4-3. Până la când facem, frate? Facem până la 5? Cum vrei tu, adică eu am la dispoziție destul timp. Ok. Cum vrei tu, frate? Cum vrei tu? Având în vedere că la mine ceasul acum e de-abia 12. Păi tu de unde ești? Din... locuiesc în UK. Oh, ce e? Anglia. Oh, Anglia. No! Te rog, nu! Hai să facem până la 6. Bine, până la cât vrei tu. Ok, mulțumesc, frate. Auzi, dar vrei să fim prieteni? Să fim prieteni, da, vreau. Că ai văzut pe Facebook? S-a băgat aia și vreau să se joace cu tine, loc să mă joc eu. Chiar îmi place de tine, ești prietenos, ești... Mulțumesc, frate, și mie îmi place să mă joc cu tine, să știi. Dar fii atent că fac combe. Cât e scorul? E 5-3 pentru tine, să fac eu 6-3. E, da, e 5-3. Uite, o să fac eu 6-5, pardon. Ai căzut? Nu, n-am căzut. M-am prins. Ah, ok. O să te bat acum, da? Da? Bine. Okay. Eu nu mă supăr. Vrei să fii două partenerul meu, să ne jucăm două mereu, noi doi? Da, dar depinde de timpul liber pe care l-am, adică... Na. Oh, ok. Au. Frate, dar îmi dai cu shotgun-ul. Dai foarte bine, să știi. Ok. Alo? Da. Te concentrezi? Poți spune și asta. Vrei să tai din gură? Nu. Ok. Cred că nu mă interesează. Păi nu pot, frate. Uite cât de... Oh! Wow! Ai văzut ce-am făcut? Da. Ce-a fost asta? Wow! Băi, ce acum am realizat, eu am voice changer și făceam eu vocea mică de la mine, vai de cap meu, băi, oare cum s-a auzit asta pe filmare? Mamă, băi, sper că nu vă deranjează pe bune, gen, nu știu, mie mi se pare mult dar totuși. Ce-a căzut iară internet? Nu, mi s-a blocat Fortnite-ul, că s-a așezat sora mea pe cablu. Wow, ușor. Vezi? Mai egalat. Da, e 5 la 5. Exact, e 5 la 5. Mai am o rundă și câștig eu. De tot. Știai? Da. Puțin, un pic mai am. Asta, dacă o câștig, am câștigat eu. Dacă o câștigi tu, ai câștigat tu. Și îmi doresc să câștig eu, frate. Opa. Uite, runda asta o să joc puțin mai tare, da?
Ca să-ți arăt că nu sunt nob. Ok. Pentru că nu există oameni nobi pe Fortnite, știai? Nu știu de ce zic. Sunt oameni rei care zic că sunt oameni nobi. Unii, știi? Dar nu știu de ce zic. Știu, că și pe mine mă, la început mă făceau colegii nobi. Păi și tu la început aveai skin-uri sau erai default? Eram default. Frate, putem da din nou că am căzut. Da, hai să dăm iar. Și eu aveam prieteni care mi s-au căzut că sunt default, dar după aia m-am antrenat și am jucat bine și am bătut la 1v1, frate. Uite, fii atent. Vrei să vezi? Vrei să vezi? Da. Uite. Da. Fii atent cum am antrenat, ce am făcut eu la 1v1 ca să fiu mai bun. Uite, asta, vezi? Și acum sunt mai bun. Bine, acum am dat editul prost, dar sunt mai bun. Poți care de la 1 la 10 sunt mai bun cu 2. Față de înainte. Vezi? Wow. Mulțumesc foarte mult, Andrei, frate, că te joci cu mine. Chiar apreciez, frate. Și eu, adică mai nimeni nu joacă cu mine. Mă joc eu de acum înainte, dar vom fi cei mai buni prieteni. Ok. Bine, Andrei, îți mulțumesc, că... frate. Stai puțin, că mă strigă mami. Da! Bun, băieți. Stați așa să scot și eu ăsta, că poate vă deranjează. Aici. Bun, l-am scos. Băi, băieți, dacă mai vreți clipuri de genul, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like. Dacă vă place ceea ce fac, să apăsați acolo iarăși butonașul de like și de subscribe. Și să lăsați acolo un comentariu cu ce ați vrea să mai fac eu pe canal. Nu uitați să dați un follow pe Instagram la 1robinet1. Dar până atunci, băieți, aveți camera mea de Discord, unde vă puteți împrieteni cu o grămadă de oameni și să vorbiți cu mine, pe care o aveți întotdeauna în descriere, și codulețul meu de item shop, cu care mă ajutați pe mine foarte, foarte, foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult iarăși pentru toată atenția acordată. În momentul în care filmez eu ăsta am făcut 48.000 de subscriber. Vă mulțumesc foarte mult. Nu uitați de challenge-ul pe care vi l-am propus și pe Instagram. Am 18 zile, adică în 18 zile este ziua mea. Eu sunt născut pe 17 ianuarie, adică anul nou. De anul nou vreau să, nu, de 17 ianuarie, adică de ziua mea, vreau să fac 50.000 de abonați, băieți. Este posibil doar cu ajutorul vostru și cu munca mea. Așa că, oameni buni, dacă vreți să îndeplinim challenge-ul ăsta, faceți tot ce v-am zis mai devreme și credeți-mă că o să fie foarte, foarte, foarte bine. Dar până atunci, băieți, ne vom revedea în alte clipuri. Eu m-am dus. Ciao!